Salutări, dragii mei prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un video cu un joc ce-l găsiți gratuit pe Steam. Un joc unde în prima fază am vrut să vedeți și voi cam cum arată. Cam cum arată jocul și în caz că vă place să puteți juca și voi, adică să vă puteți juca în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că nu este nici demo, nu este absolut fake. Totul este real. Eu am început deja să joc. Cu toate că jocul îl aveam, îl primisem cadou odată cu cumpărarea plăcii video. Ei bine, astăzi am fost surprins să dau peste acest joc pe Steam. Gratuit și fără bani. Jocul este destul de interesant. Eu joc acum în 2K. Cu toate detaliile pe maxim, deci ceea ce înseamnă că și filmez cu același calculator și filmez, am vrut să văd dacă sistemul sau jocul consumă multe resurse. Ei bine, odată ce merge să și filmez, odată ce merge să și joc în 2K cu detalii pe maxim, asta înseamnă că jocul nu consumă așa multe resurse. Așa că, dragii mei, este și pentru voi, cei care aveți calculatoare mai slăbuțe. Nu neapărat să aveți calculatoare de ultimă generație ca să vă bucurați de acest joc. Oleu! Mă rog, în prima fază ai de făcut câteva misiuni. Oleu! Ăsta mă norocește, frate. Ce-i cu ăla, mă, nene? Ia să vedeți ce-i fac eu lui ăsta. Fiți atenți, pentru că am și niște abilități. Ce nu-mi dă voie acum să le bag? A, început să sunt de la început. Acum nici eu nu știu jocul așa bine pentru că nu l-am mai jucat. L-am jucat exact când s-a lansat el. Mă rog, asta e un mod în care să faci câteva misiuni, dar jocul îl poți juca și în prieten cu, împreună cu prietenii. Adică în PvP mod. Ce ai, mă, nene? Adică după aceea ți deschid și alte misiuni. Aici nu pot. Pe unde trebuie să ies? Aha, pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici. Jocul mi se pare foarte, foarte tare, mai ales ținând cont că este gratuit, mi se pare și mai tare. Mamă, ce trage ăla, frate, în mine! Mamă, mamă! Măi, dar trebuia să am abilitatea aia. A, ia uite acum. Ia fiți atenți. Asta e o abilitate foarte, foarte șmecheră. Ați văzut și voi? Asta e foarte tare. Deci ai și câteva abilități. Ai posibilitatea să zbori. Cam așa. Avem, bineînțeles, și niște grenade. Cam așa. Și în partea stângă trebuie să te încarce ca să... Când se încarcă în partea stângă, știi că ai să faci, poți să faci toate chestiile astea. Dar unde trebuie să merg eu acum? Unde trebuie să merg? Că nu știu unde trebuie să merg. Pe nava aia trebuie să ajung, cred că. Dacă nu mă înșel. A, uite acolo. Okay, my ghost keeps tagging these cabals Red Legion. Akora, what do you got? Așa. Foarte tare jocul. Fiind gratuit, chiar vă recomand să încercați acest joc. But Zavala, they're attacking
Pentru că chiar merită, zic eu. După cum am spus, nu mi se pare să consume foarte multe resurse. Ia uitați ce e aici. Și e bine că ăștia îți dă și gloanțe. Fără gloanțe... Ia mă de aici. Ia, din aer. Din aer l-am luat pe ăsta. Bun. I-am dat viață ăstuia. Mamă, cum vin ăștia, mă, nene? Aici mă protejează. Sau îmi dă viață? Cum vin ăștia, mă, nene? Cum mi-aduce pe ăștia așa, cu navete? Mamă, mamă, mamă! Ce ești, mă, nene? Las de aici! Gata! Lua-mă, tată! Cam așa stă treaba cu abilitățile. Cu niște abilități super șmechere, faci o treabă bună. A, fii atent, când dă cu bombardament, când se bombardează toate chestia asta, atunci vine ăsta și... și-ți dă... Ia uite. Mă, da, mulți mai vin, mă, nene. Hai că s-a deschis acum să plecăm. Sau nu? Dar cum de când mi se deschide, mă, nene, să plec de aici? Adică cât o să mă mai lupt așa? Hai de mine, ia uite ce trage ăsta. Savala, the last of the shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. Gata, mi arată unde să plec. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, commander. Pe aici așa. Gata, am fugit. Am fugit și am scăpat. Ce țara chere baba se captain. Ce face ăsta? Asta se pune să măture. Dar fiți atenți și voi să întindă rahatul ăsta ia. Foarte tare. Măi, dar vine tovarășul la meu? Sau nu vine? Asta e? Haideți că n-ar rost să mai lungesc așa, zic eu că ați văzut despre ce este vorba. V-ați putut da seama și dacă jocul acesta este pentru voi și vă place. Mie chiar place jocul. Dar nu știu cum să ies de aici. Mă rog, mai descoperiți și voi, mai descoper și eu, pentru că jocul este un joc extraordinar. Mai fraților, și îmi place că este gratis. Gratis, fără bani. Adică nu trebuie să plătești nimic. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați un share pentru a vedea și prietenii voștri și subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, să veniți și voi în comunitatea noastră. Cum v-am spus, este un joc gratuit, un joc, după cum vedeți, am 126 de FPS-uri în timp ce și filmez în 2K, ceea ce înseamnă că la o rezoluție mai mică, da, puteți să vă jucați chiar și cu un calculator mai slăbuț sau cu un laptop chiar. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse,
Ia uite, prietenul meu, e aici, aici trebuia să vin eu, nu la ușă. Și bineînțeles, misiunile continuă. Ia uite, frate, omul ăla e puternic rău de tot. Așa că aștept să-mi spuneți comentariile voastre, vă aștept, da, comentariu, să-mi spuneți ce părere aveți, dacă vă place jocul, dacă ați știut de acest joc că este gratuit și dacă nu ați știut, bineînțeles, dacă vă bucură acest lucru să jucați și voi jocul gratuit. V-am spus, aveți de făcut câteva misiuni, după care vă dă să jucați în echipe, să jucați echipă contra alte echipe. Așa că, dragii mei, hai cu like, hai cu share și cu subscribe și până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!